fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este, îndelung, îndurător și milostiv este Domnul. Cele voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși. Suntem aici, în casa Domnului. Ne vorbește însuși Dumnezeu astăzi și într-un chip deosebit ne vorbește Iisus. Ceea ce am ascultat este de fapt adresat nouă, nu numai ucenicilor, nu numai celor din vechime, ci nouă celor de azi, nouă celor care au venit astăzi aici, în catedrală, episcop, preot, persoane consacrate, familii, tineri, copii. Suntem ca pe muntele fericirilor, unde Iisus se prezintă și își anunță programul său. Anunță programul nostru. Anunță chemarea noastră. Nu sunt cuvinte spuse doar ca să fie spuse, ci sunt cuvinte care sunt viață pentru noi. Astăzi ne întâlnim așadar din nou cu Hristos, cu Iisus Fiul lui Dumnezeu, care ni se adresează și care ne cheamă, ne trasează un program. Ne cheamă la un lucru sfânt, ca să fim desăvârșiți, precum Tatăl nostru din ceruri desăvârșit este. Iisus însuși vorbește, ne amintește ceea ce Tatăl Ceresc îi cerea lui Moise să spună poporului pe care El l-a ales. Am ascultat în prima lectură. Fiți sfinți, căci eu, Domnul Dumnezeu vostru, sunt sfânt. O lege pentru toți, o lege care nu încetează, doar atât că este prezentată de Iisus cu alte cuvinte. O lege ca un dar al lui Dumnezeu pentru noi, pentru toți. Deși așa cum am auzit în Vechiul Testament, acea lege se adresa direct poporului ales. Dar noi nu trebuie să uităm că suntem cu adevărat prin Iisus poporul ales. O lege ce odinioară se oprea la cei câțiva neamul lor. Așa, printr-o interpretare largă, atunci chiar se mai extindea și la alții. Dar așa cum am auzit, să iubești pe frații voștri, să iubiți pe frații voștri din poporul vostru. Sigur că se extindea aici și acolo, în alte părți ale Scripturii, și la cei străini, și la alții de alt neam. În Evanghelia de astăzi, care este de fapt o continuare a Evangheliei proclamate și duminicile anterioare, din același evanghelist Matei, capitolul 5, întâlnim Marea Revoluție, Marea Revoluție adusă de Iisus, adusă pe pământ, legea cea nouă, legea iubirii, care trebuie să stea la fundamentul tuturor datoriilor noastre. O adevărată revoluție dumnezeiască, cu care a coborât din cer și a venit la noi, spunându-ne: n-am venit să desființez legea sau profeții, nu, ci să o perfecționez, să o împlinesc, să o împărtășesc tuturor. Așa cum vrea să precizeze el la începutul acestei predici de pe munte, din capitolul 5, care e Evanghelistul Matei. În tot ceea ce a venit să facă, să spună, să învețe Iisus,
a avut un singur gând, să-L arate tuturor, să ne arate și nouă, o cale unică, un drum pe care El l-a făcut venind pe pământ și pe care oamenii să-L străbată înspre cer, spre Dumnezeu. O lege pe care apostolul neamurilor avea să o numească calea minunată, calea iubirii, calea care rămâne. Chiar dacă toate vor trece, iubirea va rămâne mereu. Cerul și pământul vor trece. Credința și speranța vor înceta. Iubirea nu. Iubirea rămâne mereu, pentru că este însuși Dumnezeu care ne oferă și El este însuși Dumnezeu, legea iubirii. Este impresionant ce avea să declare un filozof, scriitor și romancier francez, mort în 1960, care, deși a avut probleme cu trăirea creștină proprie, a făcut totuși o afirmație vrednică de amintit. Dacă aș fi trebuit să scriu o carte despre morală, de morală, această carte ar fi conținut 100 de pagini, din care 99 le-aș fi lăsat albe. Pe ultima aș fi scris: unica datorie pe care o cunosc este cea de a iubi. Iubirea. Un dar ceresc. Vorbeam la început despre dar. Iubirea ca și dar. Acest lucru reiese din toate textele Sfintei Scripturi, unde sunt atâtea norme și prescrieri și pe care Iisus însuși le-a concentrat într-una singură. Cea mai mare poruncă de lege este iubirea. Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. În aceste două porunci, sau mai bine zis, una cu două direcții, sunt cuprinse toată Scriptura, toată legea și profeții. Și lecturile din această duminică reprezintă o exemplificare puternică că a acestui dar pe care ni l-a vrednicit și ni l-a încredințat nouă Dumnezeu și pe care ni l-a adus Iisus venind la noi. Toate normele din Vechiul Testament exprimate în termenii timpului și în mentalitatea poporului ales în istoria sa, sunt îmbrăcate acum de Iisus într-o haină nouă, haina iubirii, o strălucire dumnezeiască pe care nimeni n-a mai făcut-o și n-a mai vorbit despre ea și n-a adus-o. Legea iubirii este singurul care spune acest lucru. Legea iubirii adevărate, nu a iubirii interesate, nici a iubirii limitate, ci a iubirii așa cum a voit-o însuși Dumnezeu Tatăl, care ni l-a oferit din iubire pe Fiul Său, nu pentru câțiva, ci pentru toți. Iubire ce lucrează în lume, coborâtă de la Duhul Sfânt pe care El ni l-a dăruit. Totul din iubire. Dumnezeu ce a făcut, a făcut din iubire. Și cere de la noi să facem același lucru din iubire. Senzaționalul și unicitatea învățăturii și trăirii sale este iubirea față de toți. Nimeni n-a vorbit vreodată de iubirea față de dușman. Și nimeni n-a adus în lume un astfel de sacrificiu cum l-a adus Iisus, și nimeni n-a pronunțat cuvinte ca ale lui Iisus de pe cruce: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nimeni nu și-a întins brațele cum l-a făcut Iisus ca să-i cuprindă pe toți pe lemnul condamnării și rușinii, vărsându-și sângele pentru toți, ispășind astfel greșeala și păcatul tuturor. Și
numai din iubire, gratuit și pentru toți, chiar și pentru cei care l-au răstignit. Cuvintele din Evanghelia de astăzi sunt un program pentru Iisus, pentru opera sa, o adevărată carte a iubirii. Ați auzit că s-a spus să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău. Eu însă vă spun, iubiți pe dușmanii voștri, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă vorbesc de rău, ca să fiți fii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi, și să cadă ploaia peste cei drepți și cei nedrepți. Fiți așadar desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este. De la aceste cuvinte, dragi și iubiți credincioși, care sunt un adevărat testament pentru toți ucenicii săi și pentru toți cei care le leg, pentru toate generațiile, a început în lume o suită de mărturii impresionante, cele ale apostolilor, ale ucenicilor, care erau bucuroși și fericiți pentru că au fost învredniciți să îndure batjocoră pentru numele Lui. Și au plecat mai departe, bucuroși, să învețe și să-L vestească pe Hristos. Aici se înscrie, așa cum știm, diaconul Ștefan, care de sub mormanul de pietre se ruga strigând, Doamne, primește sufletul meu, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, exact ca și Iisus când era pe cruce. În acest program îi întâlnim pe toți martirii care și-au dat viața pentru credință și iubire. Aici trebuie să ne bucurăm, să-l amintim pe Maximilian Maria Corbe, care s-a oferit pe sine pentru altul, așa cum a știut să o facă însuși, Domnul nostru Iisus Hristos. De la aceste cuvinte și de la această mărturie a lui Iisus pe cruce au învățat atâția ucenici, episcopi, preoți, laici, din anii grei dictaturii, între care strălucește iubirea și jertfa episcopului nostru, Anton Durcovici, care s-a oferit pe sine ca să apere credința și iubirea turmei sale, murind și încurajându-i pe cei aflați în închisoare, îndemnându-i să ducă lupta cu curaj până la victoria finală, că va veni o zi și pentru poporul nostru atât de chinuit. Între milioanele de martiri și eroi ai credinței noastre putem să enumerăm pe mulți. Aș vrea să vă amintesc pe unul, și anume un om de stat, Vittorio Bachelet, asasinat în anul 1980, nu de mult. Un reprezentant eminent al democrației creștine și a mișcării acțiunii catolice din Italia, anilor 80, care, în convingerea lui de creștin profund, avea să spună și să lase în testament familiei sale. Creștinul poate să fie dușmănit, urât sau persecutat, dar el nu poate să urască. La celebrarea mormântării sale, în 1980, fiul său, Giovanni, avea să spună cu curaj, oprindu-și lacrimile, Tatăl meu ne-a învățat necontenit să trăim în dragoste, în caritate. Tatăl meu spunea că un catolic poate să fie urât, dar el nu are dreptul să urască pe nimeni.
Un creștin are doar o singură posibilitate și un singur răspuns: iubirea, iertare. De aceea, continuă el, mă rog pentru cei care l-au ucis pe tatăl meu. În gura noastră să fie mereu cuvinte de viață și nu de moarte, de iertare și nu de răzbunare. Textul evanghelic de astăzi se încheie cu o întrebare pusă de însuși Iisus. Cât de frumos sună el. Acest text pe care l-am proclamat câteva minute mai înainte: rugați-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniți fiul Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni, și să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci, dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare nu fac același lucru și vameșii? Și dacă îi salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare nu fac același lucru și păgânii? Așadar, fiți desăvârșiți. Iubirea vă desăvârșește, precum Tatăl vostru ceresc desăvârșit este. Nimeni n-a pronunțat vreodată asemenea cuvinte, un asemenea adevăr. Nu e ușor, e greu, dar dacă l-am înțeles pe Iisus și îl înțelegem, totul este posibil. Fiind vicar la parochia din Rădăuț, citind această Evanghelie, doi tineri de altfel bine pregătiți, am doi studenți, vin și îmi spun la urmă: părinte, toate ne convin, dar această Evanghelie nu o puteam înțelege. Cum să iertăm noi pe dușmanii noștri? Este imposibil pentru om. Am stat de vorbă cu ei și le-am spus: e adevărat, e greu, dar dacă noi îl iubim pe Iisus, îl ascultăm și îl urmăm, nimic nu este imposibil. Totul este posibil și totul ne face să fim cu adevărat ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Să fim ca și El, purtând în lume aceeași iubire. Ne bucurăm astăzi aici, în catedrala noastră, celebrând Sfânta Liturghie ca un act de recunoștință, mulțumire pentru toate darurile primite. Așa cum am spus la început, și pentru darul vieții noastre, fiecare în parte. Și cum știm că astăzi amintește Monsignorul Grigorie și Părintele Cristian. Îi mulțumim pentru aceste daruri, că le avem. Dar mai ales trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul iubirii. Și într-un chip deosebit trebuie să-i mulțumim acum și mereu, în zilele care vin, pentru darul iubirii exprimat prin episcopul nostru, Anton Turcovici, care și-a dat viața pentru noi și care ne spune necontenit, după cum arată și stema sa, că acel popor este fericit care l-are pe Domnul ca Dumnezeu. Acel popor este cu adevărat pașnic și trăiește în armonie, care îl iubește pe Iisus.